Salut, gemeni! Voi face citirea pentru săptămâna 23 octombrie, 28 octombrie, o săptămână cu soarele în scorpion, dar este și o săptămână cu o eclipsă parțială de lună, în ultima zi, 28. Pluto în mers direct. Să vedem ce înseamnă pentru voi această săptămână. În momentul în care evaluați mulțumirea voastră sufletească, sentimentele voastre pe care le aveți sau pe care care au fost împărtășite cu partenerul de viață, poate să reprezinte eforturile voastre făcute într-o relație și așteptările pe care le-ați avut, dar speranțele pe care ați așteptat să se împlinească. Aceste lucruri nu s-au împlinit și am putea spune că aveți această nemulțumire în suflet, că nu vi s-au observat eforturile, nu ați primit un răspuns din partea celuilalt. Este un moment în care lăsați aceste cupe în spate și priviți spre viitor. Cupele sunt eforturile voastre sentimentale, emoționale într-o relație. Haideți să vedem ce se întâmplă cu voi. În primul rând, voi, așa cum sunteți voi. Voi comunicați foarte bine. Fiind gemeni, este plăcerea voastră să transmiteți celorlalți informații, dar aveți, poate, puțin mai multă superficialitate sau nu depuneți, să zicem, prea multe eforturi decât de a transmite ceea ce aflați, ceea ce primiți. În schimb, în fericire, s-ar părea că este un moment de blocaj, un moment în care voi trebuie să luați o decizie, să faceți o alegere, o alegere între două drumuri opuse. Este un moment în care nu puteți să amânați această alegere, va trebui să o faceți. Sfatul arcanei este: alegeți lanțul de flori, nu lanțul de fier. Un lanț de flori durează mai mult în timp decât un lanț de fier. Am putea spune că această alegere este între viciu și virtute. Și legat de cursuri, de călătorii, de studii, voi ați primit ceva bani, vă descurcați acceptabil cu banii pe care îi aveți, puteți să puneți deoparte pentru o călătorie, pentru un curs, dacă vă doriți acest lucru. Deci primiți ceva bani, probabil mai mult decât de obicei. Poate că ați făcut niște ore suplimentare sau ați muncit la un alt proiect și acest lucru este recompensat. Resursele voastre vă amăgesc totuși, adică în ceea ce privește bunurile materiale, banii pe care îi primiți, resursele pe care le primiți, vă aduce în acea sferă a amăgirii. Nu știți ce să faceți, nu știți ce decizie să luați, dar vă faceți tot felul de iluzii și vă amăgiți singuri. În schimb, legat de locul de muncă sau poate chiar de sănătate, am putea spune că pierdeți niște bani.
Unii dintre voi, poate că, eu știu, ați mers undeva să faceți un tratament, să faceți ceva, sperând să vă simțiți mult mai bine, să vă rezolvați o problemă. Vă dați seama că ați cheltuit foarte mulți bani și, de fapt, nu ați primit ceea ce ați sperat, ceea ce ați dorit. La fel și legat de locul de muncă. Poate că ați muncit mult mai mult decât de obicei și ați sperat că veți primi mai mulți bani și n-ați primit cât ați sperat. Și poate să reprezinte o pierdere sau să vi se pare ca un furt. Adică ați muncit în loc de 8 ore, 10 ore, să zicem, și vouă vi s-a plătit 8 ore. În schimb, legat de cariera voastră, de menirea voastră, s-ar părea că ați acumulat foarte multe frustrări, foarte multă nervozitate și deja sunteți într-un moment în care considerați că este timpul să spuneți ce aveți de spus. Și asta veți face. Veți spune persoanei care, eu știu, vă influențează cariera, menirea voastră. Și acest lucru va aduce o ceartă, adică și celălalt a acumulat la fel o stare de nervozitate care se exprimă verbal, adică veți avea cuvinte grele de spus unul față de altul. Este bine să încercați să nu vă răzbunați, fiindcă la această furie, dezlănțuire de furii, nu lăsați loc de împăcare. Acum vorbim de comunicare, de contracte și relații. Comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, s-ar părea că este într-un impas. Apare ca un fel de blocaj. Ar trebui să deblocați această situație. Puteți să încercați să deblocați totul, dar trebuie să țineți cont de dreptate, de adevăr, să fiți fermi în această atitudine, adică să vă păstrați această dorință pentru dreptate și adevăr. În schimb, legat de un contract, o asociere, aveți aici o regină de cupe. Vorbim de o femeie peste 50 de ani, o femeie care își arată sentimentele, sensibilitatea și romantismul, dar este o femeie schimbătoare. Veți observa că în aceste contracte, asocieri, ea își urmărește interesul pentru ea, pentru familia ei. De multe ori, ea este pusă pe primul plan, deci ea se pune pe primul plan în aceste contracte și s-ar putea să fiți nemulțumiți. În ceea ce privește o relație cu cineva, cu un prieten, cu un protector, aceste relații v-au adus într-o stare de analiză. Adică vă dați seama că cineva de la care poate că nu v-ați fi așteptat, v-a trădat. Și acest lucru vă face să analizați de ce ați fost trădați, ce s-a întâmplat. Deci este un moment de analiză în relațiile voastre. Vă analizați relațiile cu ceilalți, cu prieteni, cu protectori. Vom vedea familia, căminul, schimbările, transformările. Păi în familie aveți un înscris care nu este adevărat. Aveți o persoană care vă lasă fără apărare. Deci am putea spune vă fură armele. Deci orice nu ați avea nevoie de o apărare, ați avea nevoie de să justificați ceva, această persoană vă lasă fără. Deci, sau are un înscris falsificat și îl ascunde.
sau vă face o reclamație. Trebuie să fiți foarte atenți la acest șapte de spade. Șapte de monede. Voi v-ați schimbat în proiecte, poate că nu erați chiar atât de hotărâți sau aveați și puțină superficialitate și acum arătați că v-ați schimbat, că vă dați seama ce greșeli ați făcut și că ați primit mai puțin bani decât de obicei pentru proiectele pe care le aveați și aici sperați să primiți mai mult și acum știți ce aveți de făcut pentru a nu greși, pentru a putea să primiți ceea ce vă doriți. În schimb, karma voastră, sau am putea spune secretul vostru, sau pentru un sacrificiu, să participați la o petrecere. Poate că unora nu le convine acum să meargă la o petrecere sau, eu știu, nu vă convine anturajul. Și este ca un sacrificiu această distracție. Sau alții mergeți la această petrecere și totuși ați vrea să păstrați ceva secret, să nu comunicați celorlalți. În mare, aveți o săptămână unde foarte importantă este fericirea. Voi veți acorda foarte multă atenție fericirii. Va trebui să faceți o alegere, să fiți fericiți și acest lucru vă preocupă foarte mult. Veți avea și stări de nervozitate, de tensiuni sub această gândire a voastră de alegere. S-ar putea să aveți o confruntare cu o regină de cupe, o femeie cu ascendent zodie, lună plină în rac. Și poate exact cu această femeie s-ar putea să aveți această ceartă. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!